CFR a bifat vinerea a doua victorie consecutivă după ce a învins pe ASEA Târgu Mureș Lanterna Roșie a ligii întâi. Ca urmare a succesului obținut împotriva mureșenilor, fotbaliștii lui Vasile Miriuță se clasează pe locul 5 cu un total de 37 de puncte. De altfel, formația din Gruie este în spatele medieșenilor de la Gazmeta Media și care au suferit o înfrângere în această etapă pe terenul Voluntariului. O victorie foarte, foarte meritată. Dacă nu băteam astăzi, ne era iarăși greu, dar încă o dată. Toate și Dumnezeu cu tine, au avut acea șansă a doua repriză, ocazie mare, trebuie să recunoaștem, dar per total părerea mea că a fost o victorie în primul rând muncită de băieți. În etapa următoare, CFR se va deplasa la Iași. Partida va avea loc lunea viitoare cu începere de la ora 20:30.